Oțelul ASA Târgu Mureș este un meci crucial pentru formația de la Dunăre. Un eventual succes i-ar asigura echipei lui Selime și o iarnă mai liniștită. Cristi Munteanu așteaptă și sprijinul suporterilor în greaua încercare care îi așteaptă pe oțelari. E foarte important să avem cât mai multă lume la meciul ăsta. E 3 puncte pentru noi ar fi, exact cum spuneai, am fi în grafic perfect dacă am câștigat acest meci. Și nu putem să îl câștigăm decât împreună cu suporterii. Deci fac apel la toți gălățenii care iubesc echipa și știu că sunt mulți, să rupă 10 lei din salariu și să vină să ajute această echipă. Pentru că gândiți-vă ce ar însemna Galațiu, orașul Galați, fără echipa Oțelul Galați în Liga 1. Eu zic că ar fi un dezastru pentru gălățeni. Brăila nu mai are echipă de Liga 1 de mult. Ce s-ar întâmpla să, Doamne ferește, să dispară și Oțelul? Așa că îi rog să vină lângă echipă, îi rog să ne susțină, să facem un front comun împreună pentru a duce, a ajuta jucătorii. E important în tribună, ca tribuna să încurajeze jucătorii. E foarte important pentru jucători să fie încurajați, pentru că simt că au un jucător în plus pe teren. Oțelarii trebuie să creadă în șansa lor și să joace la victorie, pentru că orice altă variantă nu ajută echipa gălățeană în tentativa acesteia de a se salva de la retrogradare.